o casă pe un deal, la 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 la, în frumosul meu ardeal, la 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 la. Acolo-i măicuța mea, dorule, și mă așteaptă singure, la 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 la. Draga mea, măicuța mea, la 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 la, de la multe moscosie, la 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 la, de la două nu mă poate, dorule, de la dor și de la moarte, la 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 la. Dacă am purtat dor pe mult, la 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 la, biata mamă o știu, la 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 la, o știu, dar nu mi-o spus, dorule, și-o făcut cruce pascus, la 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 la. Atâta viața-i viață, la 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 la, când îți știi părința acasă, la 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 la. Numai atâta viața-i dulce, dorule, când ai la cine te duce, la 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 la. Dacă ai cui da bineță, dorule, ești copil și la bătrâneță, la 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 la. Da, am revenit la povestea noastră, la povestea de sărbători, povestea de Paște, alături de domnul Ovidiu Purda Someș. Am intrat în partea a doua pe o piesă, Am o casă pe un deal. Nu știu, pe deal era casa dumneavoastră, da, în satul copilăriei. Da, e undeva la marginea dealului. E o casă albastră, vopsită și acum în albastru. E o casă singură în care părinții nu mai sunt. Și țin minte că în urmă cu un an, o fată de la centrul turistic, de la Crășeiu, de acolo, mi-a trecut pe lângă casa mea, a făcut o fotografie și mi-a trimis fotografia casei pe una dintre rețele de socializare și atunci am scris o poezie, Casa din ochiul tău drept. E o casă în care mai coboară din când în când îngerii care să-mi aducă vești de la părinți și e o casă care aș vrea să rămână, nu știu, albastră toată viața și toată lumea, pentru că albastru casei parcă e mai aproape de albastru cerului și al lui Dumnezeu. E interesantă culoarea casei copilăriei dumneavoastră. Albastru e o culoare pozitivă, o culoare... Nici nu știu, așa... Albastru de voroneț, da, de pildă, așa, că ne așa au ales-o părinții, da. A zis, albastru îți dă o culoare mereu nouă. Albastru parcă nici nu bate soarele așa, nu pătrunde soarele așa. Și atunci așa a rămas. Din tot ce era în curtea casei părintești și în grajdurile din apropiere, când a fost ultima dată, am văzut că mai rămăsesere doar căzile în care adunam noi prunele, ceva din plugul de odinioară, dar am văzut și un loc în care, pentru că dacă mergi de Paște, e normal că te gândești la obiceiurile de Paște, dacă mergi în sat. Locul în care tata tăia un miel era singurul obicei care nu-mi plăcea de Paște. Pentru că eu cu mielutul ăla mă jucam aproape toată iarna până înspre Paște. Creștea odată cu mine și el. Îi duceam fân, ieșea afară la păscut de iarbă și într-un fel te lega sufletește de... Și eu nu înțelegeam niciodată, orice explicație îmi găsea tata, nu înțelegeam sacrificiul mielului. Abia mai târziu, când încep și deschizi cărțile de filozofie, de istorie, de religie, găsești o explicație. Dar în mintea de copil de atunci era ceva peste puterile mele. Și mai aveam momente de nefericire când plecam de acasă. Când plecam de acasă în preajma sărbătorilor de Paște, pentru că erau atât de frumoase. Și mama... De unde trebuia să mergeți? Că mergeam la școală. Noi aveam de regulă, știi că aveam vacanțele de Paște, da, care se dădeau. Și mergeam, ne întorceam înapoi la școală. Și atunci, în vacanțele alea frumoase, îl rugam pe tata să nu mă conducă. Eu aveam de mers 4 km până la autobuz, pe jos. Dar până unde trebuia să ajungeți? Ajungeam din Gârbou la Rugășești. La Podul Gujii era autobuzul care venea la Deș. Îl rugam pe tata să mă conducă fie până în gura uliții, care însemna vreo 100 de metri, fie până în curmătură, care însemna în vârful dealului.
de unde satul începea să coboare. Îl rugam să mă conducă până acolo pentru că mă simțeam și eu mai bărbat atunci și simțeam că tata e cu mine. Și când în preajma ta e tata, e un bărbat, atunci parcă ai puterea să mergi până la capătul lumii. Asta e imaginea satului meu în care plecam de sărbători. Mai am o imagine... Cea din armată? Sau... Da. În armată s-a întâmplat, dar e imaginea unui sat de undeva de lângă Beiuș. Eram tânăr redactor la ziar în 92-93 și am mers într-o documentare la Beiuș și am prins chiar în Săptămâna Mare. Eu în cei 5 ani când am lucrat la Oradea am cunoscut satele și frumusețea satelor beiușene. Și știam că sunt oameni gospodari, harnici, bogați, cu bani. Ei, în contrast cu imaginea asta, într-o joi, într-o zi de joi, în Joia Mare, joia la Beiuș e o zi de târg. Am văzut mulți sărani venit cu care, 3-4 așa, ciorchine în care le cesoseau spre Beiuș din satele învecinate și am văzut niște țărani, niște țărânci cu flori în mână, cu brebenei și cu ghiocei. Le vindeau ca să aibă bani de pită. A fost una dintre cele mai răscolitoare imagini pe care le-am trăit. Țăranii din Beiuș. Beiuș a fost un centru de cultură, cum poate, nici nu știu, Cluj a devenit mult mai târziu. Să fie atât de săraci încât să vândă flori. Inspirat de momentul acela, eu am scris o poezie, Drum prin Beiuș. Doamne, mor țăranii la Beiuș de o boală grea, de primăvară. Nu mai au petrol în felinare, le-au rămas pământurile afară. Vin încet spre târg, dar disperare poartă fața lor posomorâtă, când cu greu găsesc prin buzunare câțiva lei să-și cumpere o pită. Patima pământului îi doare că au ajuns de vreme prea bătrâni și ca niște păsări călătoare pleacă spre oraș cu flori în mâini. Prea rămânem singuri fără ei. Lasă-i pentru noi să mai trăiască, să-și îmbrace hainele de Paști într-o înviere țărănească. Doamne, le e singura credință și icoana ta le e cuvânt, chiar din ceruri de cu putință, vino și împarte-le pământ. Domnule Purda, eu aș vrea, pentru că tocmai vorbiți de experiențe și de autentic. Îmi place foarte tare în momentul în care vorbesc de, sau vorbim de sat în orice emisiune, pentru că acolo e o lume autentică. Blaga chiar nu spunea prostii când se referea la faptul că veșnicia s-a născut la sat. Acum apare așa un slogan, dar realmente lucrurile acolo se petrec altfel. Și eu am remarcat un lucru înainte de emisiune, aveți un semn de carte, pentru că ați zis de flori. Cât se poate de autentic, nu știu dacă îl puteți arăta. La cameră. E o floare, dar este o floare care nu este pusă de mine, ci este adusă din satul Gheghie din Bihor, este pusă de părinții mei, de părinții soției. Și eu, din toate volumele de poezie pe care le-am avut, fie că s-au epuizat în librării, fie că le-am oferit, eu nu mai am niciun volum de poezie. Este singurul volum pe care îl mai am în biblioteca personală. Chiar are dedicația pe care le-am scris-o părinților soției și așa am luat cartea din biblioteca lor, mulțumindu-le și rugându-i să mă înțeleagă, am deschis și era așa, floare cu parfum de sat. Deci este floarea cu parfum de Bihor. Da, foarte frumos. Unii ar pune un semn de carte modern. Exact, dar asta m-a surprins, că aveați o floare pe care o aveam la ierbar când eram copii, că ne puneau să ducem la școală. Și dumneavoastră aveți o floare semn de carte. Da, știi că foarte multă vreme în lumea satului, florile erau așa un fel de talisman. Dacă la noi în Gârbou, să spunem, în farfurie se punea bănuțul și ou, în alte părți se mai punea o urzică. De ce? Să fii aspre ca urzica și se punea un busuioc. De ce? Ca să miroase frumos. Busuiocul. Floarea cu miros. Deci e un miros atât de plăcut. Noi n-am avut
în lumea satului, de unde crezi tu că am avut parfumuri, spray-uri și o grămadă de deodorante? Nu. Asta era cel mai frumos parfum. Nu, și, păi, cu ce mergeați la udat? Cu... A, bine, îți puneam între haine și busuioc se punea, părinții puneau busuioc, da, busuioc puneau între haine. La fel, cel mai frumos parfum era parfumul de mălin. Parfumul de busuioc. De mălin, da. Nu mai purta. În perioada în care ați fost militar, ați prins și perioada dinainte de Revoluție. Nu știu, ați prins Paștele în cazarmă sau departe de casă? Ciprian, între 1986 și 1990, până la Revoluție, nu prea știam că e Paște. Nu știu, regimul atât de mult îndoctrinase politic lumea și societatea, încât, sigur, oamenii mai credincioși mergeau la biserică, mergeau în ziua de Paște, dar noi, militarii, nu. Nu țin minte să fi avut vreodată o masă de Paște între anii aceia. Abia după Revoluție. Trecea ca o sărbătoare ca oricare alta. Erați în cazarmă sau în unitate? Ori eram la continuitate, se făcea serviciul la continuitate. Cert este că ni s-a trăgea atenția că nu avem voie să intrăm în biserică. Deci era clar. Secretarul de partid, în preajma sărbătorilor, asta era una dintre directivele pe care ni le trasa, deși mai târziu aveam să descoperim că, de fapt, nici el nu credea în asta, dar pentru că probabil ocupa o funcție și era teama de a nu fi schimbat, teama de represiunea sistemului, de-aia avea acea atitudine. După 1990, în schimb, lucrurile s-au schimbat. Cum a fost primul Paște, de pildă? Erați militar în 90? Locotenent erați? Locotenent, da. Locotenent, eram la Oradea, a fost masă festivă în care se dădea și militarilor ouă roșii și aveau dreptul să bea o bere. Mai puțin cei care erau în gardă, nu exista atunci bere fără alcool. Erați în gardă sau nu, ați avut... Noi participam cu subunitățile. Să zicem, Purde era comandant de companie, avea 70, 80, 100 de soldați, participam la masa festivă cu soldații, beam o bere, închinam cu soldații, se putea bea atunci o bere, bere cu alcool în unitate, nu era nicio problemă. Singurii care nu participau... Erau și sticlele alea, așa ca de ulei. Da. Era jumătate de litru. Și avea berea un gust, că acum dacă încerc să bea o bere românească, unde mă triviți, că nu mai găsim. Dar cei care erau în serviciu de gardă, ei aveau berea să păstra până a doua zi. Erau roșii care se înroșeau acolo în unitate. Îți dai seama că nu prea puteai să te dai ciocăt acolo, să dai cioc. De ce? Pentru că erau ouă de alea de foarte slabe în coajă, de fermă. Dumnezeu Purdea, încheiem săptămâna mare, intrăm în sărbătoarea Paștelui, pentru că ați vorbit la început de spovedit, că mergeați la, cum îi spune, la spovedit în săptămâna mare. E o săptămână complicată, sau am încheiat o săptămână destul de puternică. Și, nu știu, cui dați sau cui cereți iertare la finalul acestei săptămâni? Ovidiu Purdea Someș, cui face mărturisire? Uite, la emisiunea Casa Poporului, pe Loc TV. Trebuie să stau să mă gândesc, pentru că dacă fac mărturisirea în emisiune, nu știu, simt că mărturisirea și iertarea este un act intim. Și dacă ar trebui să cer o iertare cuiva, i-aș cere lui Dumnezeu, pentru că poate am iubit prea puțin. Poate în tumultul lumii ăsteia nu am avut răbdare suficientă. Poate i-am închis repede telefonul unui prieten, l-am întrerupt sau nu i-am ascultat toate gândurile. Dar cert este că dacă ar fi să cer iertare pentru ceva, aș cere pentru prea puțină dragoste. Pentru că în momentul în care dragostea le cuprinde pe toate, cuprinde și credință, cuprinde și viață, cuprinde și prietenie, cuprinde relația ta cu Dumnezeu. Deci, relația cu Dumnezeu este dragoste. Dacă ar trebui să-ți fac mărturisire acum în emisiune, cui ar trebui să-ți cer iertare, nu știu, a spune tuturor celor pe care, voit sau nevoit, i-am supărat cu da, ceva. Acum spuneți, domnul Purdea, e totuși un paradox când spuneți că poate că am iubit prea puțin. Eu am spune contrariu și chiar dumneavoastră o spuneți într-o melodie: hai, părinte, mă dezleagă, Doamne, mult mi lumea dragă. Adică iubiți lumea, păi, vă manifestați dragostea. Dragostea, iubirea înseamnă să iubești o floare, să iubești un cântec,
să iubești o carte, să iubești un prieten, să iubești omul necăjit de lângă tine. Eu poate nu am avut timp de toate astea, deși câteodată încerc să mă împart, încerc să fiu omul care merge pe stradă și aduce un zâmbet, pentru că eu n-am crezut niciodată că 3, 4, 5, 10 cântece pe care le cânt și care îți dau anumită notorietate, pentru alții, pentru lumea simplă, pentru omul simplu, înseamnă atâta bucurie și un medicament. Înseamnă enorm. Enorm. Vă mai aduceți aminte, am filmat o dată și v-am mai spus și în emisiunea trecută, am filmat o dată la, cred că la Muzeul de Istorie de aici, din Cluj, da. Și toate angajatele, că erau doamne, acum întâmplarea face că erau doamne, aveau o veselie aparte, ați interacționat cu ele acolo, se vedea că e un soi de chimie până la urmă între artistul Ovidiu Purda Some și publicul pe care îl întâlnea acolo la fața locului. Chiar se bucură oamenii să aibă astfel de întâlniri. Aveți totdeauna zâmbet sau dispoziție pentru genul ăsta de întâlniri? Că ieșiți pe stradă, da. E greu. Cât stau la birou și sunt confruntat cu problemele care, cotidiene, care parcă, uite, așa vin în tumult, sigur că da, sunt omul ăla care, colegii mai spun, șeful, astăzi, unde e zâmbetul? Dar în momentul în care ies pe stradă, sau și astăzi, că noi suntem în emisiune, în culise, poate copleșit de alte gânduri, am uitat zâmbetul, dar în momentul în care apar pe scenă, este lupta aia cu tine. Lumea vrea să vadă partea luminoasă a omului. Și este bine să fie partea luminoasă, pentru că oricât ar fi de dramatică și de dureroasă sărbătoarea noastră a jertfei, este sărbătoarea a luminii și a zâmbetului. Pentru că dacă nu exista învierea, nici noi nu mai credeam. În ce să mai fi crezut? Asta este partea frumoasă. Da, sunteți un om credincios. Vă manifestați, să spun așa... E o relație... Deci, sunt un credincios care... Nici nu știu. Poate a cincea, a șasea, a șaptea poruncă, până acolo, încerc să le îndeplinesc. Alealte, poate nu mi-ajunge timpul. Poate greșesc eu. Dar sunt un om care încerc să fac bine. Vă spune că la 10-a poruncă e ceva de genul să nu dorești nimic din ceea ce este al aproape lui tău. Deci acolo e mai greu. Nici de la aproape nu doresc, pentru că dacă există o împăcare cu tine, dacă ai împăcarea cu sine, ești mulțumit de ceea ce ai făcut și eu chiar sunt mulțumit. Îmi place să trăiesc. Uite cum trăim noi doi acum. Exact. Cum trăim cu telespectatorii împreună sărbătoarea sfântă a Paștelui. Cine trebuie mai mult? Noi ce avem în față? Avem un par cu apă? Tu ai un par cu apă, da? Nu e apă, dar nu trebuie să știe lumea. Și mâine e normal, că vii cu vinul, cu ouăle, cu cozonacul, cu toate. Lumesc acum chiar e apă, da. Deci... Nu-ți trebuie mult ca să fii... Raportarea la sine înseamnă bucuria. Să crezi, să fii mulțumit de ziua de astăzi, să crezi în bucuria zilei de mâine, e costisitor? Nu. Din punctul ăsta de vedere... Sunteți un om optimist. Da. Și degajați da. Am aceeași mașină de 10 ani, aceeași locuință de 10 ani, aceeași nevastă de 25 de ani. Sunteți un om consecvent. Da. Nu, nu. Cred că m-ai confunda cu oricare alt localnic al Clujului. Singura noastră diferență este că eu am fost hărăzit cu vocea și cu felul meu de a fi. Dar poate și felul, și sunt convins că și felul meu de a fi, tot Dumnezeu a avut grijă. Pentru că în viață, în momente, ai nevoie de oameni providențiali. Eu nu sunt un om providențial, dar sunt un om care... risipește lumină, bunătate, veselie. Spunea odată în armată, când a intrat Purdea supărat întotdeauna la serviciu, zice, s-a dus armata de râpă dacă și Purdea-i supărat. Încerc, din lupta asta a contrariilor, dintre negru și alb, dintre bine și rău, întotdeauna să iasă partea luminoasă. Da, tocmai pentru că data trecută v-am întrebat, nu știu, care ar fi o rețetă a stării de bine, dar cum găsiți resursa și starea de bine în momente dificile? Că mă gândesc că aveți și dumneavoastră momente grele la serviciu, mai bine cât un șef, nu știu, supărat sau mai e, nu știu, vă supărați în trafic, vă enervați. Cum treceți peste lucruri care vă irită? Am să fac o mărturisire. Poate nu e frumos ceea ce fac. Poate ar fi trebuit să o țin pentru mine. Dar o fac cu gândul că poate alții au de învățat din mărturisirea mea. În anul 2004 eram într-un an de vârf al evoluției mele artistice, CD-uri, evenimente,
cărți. Și într-o duminică eram cu niște miri, eram cu miri, o pereche de miri, la Catedrala Ortodoxă din Cluj. M-am uitat așa înspre altar și în sinea mea mi-am pus o întrebare. Poate cea mai la loc e întrebare. Revin, poate cea mai dramatică. Poate cea pe care ar fi trebuit să mi-o pun niciodată. Mi-am zis în sinea mea, oare există Dumnezeu? După ce mi-am pus întrebarea, mi-a fost rușine că mi-am pus-o. Nu știu, era ca și cum aș fi așteptat un semn material. Că uite, Dumnezeu există. Și îmi spune, da, Purde, este în fața ta la 10 metri, la 20 de metri. Am uitat acea întâmplare, dar după mai bine de o jumătate de an, mi-a murit amândoi părinții. Nu știu dacă este o legătură între momentul meu, nu știu, de rătăcire, să-i spun, și ceea ce s-a întâmplat. Dar niciodată n-am să mai pun întrebarea asta, ci tot ceea ce fac este să fie o împăcare cu mine, cu sine, și o împăcare cu Dumnezeu. Dacă eu nu mai pot să fac acum lucruri pe care sau să mulțumesc părinții care nu mai există, atunci eu mi-am propus să fac lucruri prin care îl mulțumesc pe Dumnezeu. De aici vine optimismul și forța mea. Și din rugăciunea pe care o am către cel de sus, asta o mai stă multe ori, să nu mă bagi întotdeauna în seamă, pentru că sunt și eu un muritor. Dumnezeu Purdea, mulțumesc tare mult. Au fost câteva zeci de minute agreabile de discuție. E gata emisiunea. Dar asta nu înainte, pentru că, iată, ați răscolit așa un pic și emoția, cred că, celor care vă urmăresc astăzi, pentru că ați vorbit de sat, de copilărie și de părinți. Ați început cu zona respectivă. Da. N-aș vrea să ne despărțim fără să vă mai spun ceva. Dacă ați cinsti părinții, satul este o datorie de o viață, a merge odată la mormântul sfânt este o datorie de cel puțin o dată în viață. Am avut o încercare peste care n-am știut cum să trec. Și vizita, excursia la mormântul sfânt a fost cea mai frumoasă vindecare. Eu nu puteam să călăresc cu avionul. Când mergeam cu avionul, stăteam în chingi, de parcă spuneam că acum să cade avionul. Am ajuns în Israel. E o poveste foarte interesantă și în momentul în care am văzut grădina Ghețimani, locul unde Iisus a fost vândut, în apropiere biserica, unde locul unde și-a spus ultima rugăciune. Dacă mergeți, dragii mei, în Ierusalim, aveți senzația că sunteți contemporanii lui Iisus. Dumnezeu Purdea. Și parcurgând drumul crucii până sus la Golgota, din locul unde i-au fost bătute piroanele, mi-am spus așa, Doamne Purdea, cât a răbdat Iisus și ție îți este teamă pentru lucru pământean. La întoarcere din Ierusalim n-am mai avut nicio problemă, m-am ridicat în avion, am vorbit cu toată lumea din avion. Și de atunci, probabil, în avion. Și de atunci călătoresc în toată lumea. Domnule Purdea, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă aștept înainte de Crăciun, nu doar așa din Crăciun în Paște, cum spuneați. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă urez sărbători frumoase și dumneavoastră și telespectatorilor pe care ne urmăresc, dar nu înainte de a merge din nou la satul Săsătucul meu, satul lui Ovidiu Purdea Someș. Sărbători frumoase. Vă îmbrățișez și eu sărbători cu bine. Greu și eu, măi, am trecut.
trecut astăzi până tine, nu ți-ai amintit de mine, satule, să tu cum eu, măi. De la capătul lumii, măi, chem acum o părință, măi. Nu să tem de foc și moarte, să tem de sănădurătate, satule, să tu cum eu, măi. Să-mi și în viață bine, când am părinți lângă mine. Aș zice mamă și tată, și la frunză și la piatră, satule, să tu cum eu, mă. Am fost numai de două sate și mi s-o părut departe. Dar apoi când mă duc în lume, arde inima în mine, satule, să tu cum eu, mă. E numai Dumnezeu, măi, ce duc în sufletul meu, măi. Aș vinde noroc și bani într-o casă cu țărani, satule, să tu cum eu, măi. Aș vinde noroc și bani într-o casă cu țărani, satule, să tu cum eu, măi. We'll be right back.